este solidar cu cei aflați în nevoie, întotdeauna este aproape de oameni, vrea să aducă eficiența economică în România, vrea să aducă competiția să fie cea care să fie pe primul plan, vrea să fie cel care să aducă românilor beneficiile Uniunii Europene, nu numai carențele care s-au văzut la început, și nu în ultimul rând vrea să modernizeze atât agricultura cât și satul, să-l aducă mai aproape de condițiile de oraș, pentru că știți foarte bine, mai mult de, sau aproape jumătate din România nu are canalizare, nu are apă, nu are aceleași condiții ca și cei de la oraș. Domnul Ilieș vorbește ca un profesor, ca un academician, la spune și nu spune prea mult, are partitura aproape, eu știu pe partitura pe de rost și permis să l-am scris în față. Sigur, asta îmi dă ușurința de a mai spune și câte o chestiune hazlie și de a mai înjura puțin atmosfera, pentru că chiar și nu o să sunteți la mai multe emisiuni și aici au lăsat toți care au venit energie negative. Nu vine nimeni cu un dram de energie pozitivă. Domnișoară, luați dumneavoastră de aici, că e de calitate, nu, numai cu energie negative și normal să mai fim așa de inspirați, să nu vorbim atât de frumos sau să nu comunicăm, că putem vorbi mult, dar să spunem puțin. Până la urmă, arta comunicării n-am inventat-o eu, ea există întotdeauna în lumea întreagă și cine știe să comunice. Domnul președinte Băsescu știe să comunice. E ca toți românii. Și n-are nimic machiavelic în el. Sigur că este exigent cu sine însuși și cu toți prietenii lui. Am avut ocazia să îmi fie oaspete când eram primar la St. George's. Băi, am avut fericită ocazia să stau la masă cu domnia sa, să servim masa, să vorbesc ca și cu un frate. Ultima dată a venit la Bistrița? În vară la Năsăud, de ispas la Năsăud. Multora nu le plac băile de mulțime. Care a fost reacția oamenilor? N-a fost băie de mulțime, au fost foarte când atașați. Când l-am văzut pe președinte. Și au exprimat puncte de vedere, a primit și niște scrisori. Că toți oamenii care au și pricini, au probleme, unii au mânat și bilete, unii l-au încurajat, majoritatea l-au încurajat. Deci totul se simte căldura oamenilor care îl apreciază. Și asta este ca o reciprocitate, pentru că și Băsescu iubește poporul. Și nu este fals în ceea ce exprimă. A muncit pentru poporul român, n-a mers la alte cancelarii ca să facă naveta în interesul personal. Și sigur, calitățile omului, când simțim că le are, unii dintre noi vrem să le ascundem. Așa. În sondaje pe primul loc. Sunteți sigur în că va câștiga? În sondaje este pe primul loc și în turul 1 și în turul 2. Și sigur că noi, din acest punct de vedere, avem un confort pentru că avem un candidat foarte bun. Și nu este opinia noastră ca politicieni, că noi suntem subiectivi. Este testul dat de către sondaj. Sigur că mai sunt și sondaje care intenționat îl dau pe locul 2 la turul 2, dar sunt cadouri făcute de moguli, sunt cadouri făcute de cei care le fac. Nu, gândirea lor e altfel. Știți cum se gândesc? Păi zice, noi votăm în primul tur un candidat. Dacă noi suntem în coaliție, în turul al doilea, oamenii ăștia regimentați politic, care de fapt nu au nici carnet, doar au simpatii, vor merge la ordin în turul al doilea dacă noi le spunem votați cu cutare. Nu, nu, dragilor, nu se întâmplă așa. Aici nu e monopol. Oamenii știu să măsoare, să cântărească. Vor merge cu cel mai bun. Și cel mai bun este dacă ar fi... Concret, democrații bistrițeni, cum îl vor sprijini în campanie pe Traian Băsescu? Veți merge în teritoriu, veți lua pulsul de acolo, veți vorbi cu oamenii. În primul rând, trebuie să existe o continuitate, o consistență. Este o certitudine că așa un început în administrație, cu atâtea proiecte în derulare, finanțate, n-a fost niciodată în județ. Este Băsescu președinte, este continuitate. Va fi un guvern cu un premier Ardelean, cu siguranță, nu putem spune acum cine, am dorit să fie tot domnul Emil Boc, dar s-ar putea să fie altcineva, nicio problemă până aici, dar va fi continuitate. S-ar putea să fie și o scurcebuitare, Doamne ferește, bat în lemn și sigur nu va fi, care ar putea să taie cordonul de alimentare a acestor proiecte și să prăbușească, să vină banii prin ordonanță de guvern, prin dirijism politic. Și se dirigeze cei care în viața lor n-au spart o nucă. Și asta se poate întâmpla. Prin absurd, nu se întâmplă. Lucrurile sunt așezate, românii vor merge la vot și o să vedeți. 80% împotriva Parlamentului pe cameră, vor merge și la vot. În diaspora o să fie organizate secții de votare și vor vota românii în cunoștință de cauză. Alegerile trecute, Traian Băsescu a obținut multe voturi din partea tinerilor. Sperați că și acum va fi la fel? Toate categoriile sociale. Acum nu poate să iubească toată lumea. Sigur, sunt unii care nu s-au regăsit, sunt unii probabil dezamăgit, au sau n-au motive, sunt unii care s-au lăsat duși de flux și
cânt alături de menestrei care s-au coalizat toți împotriva unuia. Oamenii trăim în democrație, nu poți acum să pretinzi omul, toată lumea cu mine, nu? Unanimitate, că așa era înainte. Nu. Foarte pe scurt, ne apropiem de încheiere. Într-un minut, maxim într-un minut, ce părere aveți despre această coaliție pe care au făcut-o partidele de a semna acel protocol? Defraudarea alegerilor. Foarte pe scurt. Deci eu vreau să spun că este o coaliție care nu și-are locul, nu e vorba de antifurt sau de furt sau de... Este vorba despre o coaliție, tot așa, ca și la nivel central, anti-Băsescu. Este frică, consideră că... Deci vreau să vă spun următorul lucru. Sunt în Comisia Tehnică la alegeri. Niciodată n-au fost fraudate alegerile sau chiar dacă au fost anumite sincope care au mai derulare, n-au putut să influențeze nici cu 0, deci 0, alegerile. Și nici de această dată nu se preconizează și nici nu are nimeni de gând să fraudeze. Domnule Virusu, a trecut de ora copiilor, pot să spun ceva, nu o să spun numele unei ziar care apare online, care nu mă prea laudă, dar mie îmi place că mai critică și mai trezesc. Mi-a dat câte un șut de când în când într-o parte sensibilă a organismului. Și zic, până la urmă, atitudinea celor din Costelul Județean, zice, în final a fost un fâs. Așa o să fie și aici. Cu scuze de rigoare pentru publicul care ne aude. Vă mulțumesc, domnilor, pentru participarea în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de ASTV, pentru că asta e televiziunea ta. Mirebon, dotări complete pentru examinarea pe calculator. Mirebon, școlarizare pentru toate categoriile. Mirebon, cel mai avantajos raport calitate-preț. Mirebon, laborator psihologic performant. Mirebon, profesionistul pregătește profesioniști. Detalii pe www.mirebon.ro. La Mirebon continuă sezonul reducerilor. Înscrieți-vă și beneficiați de reduceri de până la 20%, iar pentru elevi și studenți, reducerile cresc. Cel mai mic preț din județ, cel mai preț la mobilier. Eckert Impex, importator direct de mobilă poloneză. Eckert Impex, Calea Moldovei 15D, ala galbenă. Eckert Impex, acum o gamă nouă de dormitoare, sufragerii, bucătării și tapiserii. Prețuri negociabile, calitate poloneză. Deschidere și consultanță de specialitate și mai ales amabilitate. Eckert Impex, mereu cu ceva nou, mereu surprinzător. Minutul prețios la Casa Bistrițeană. În vâlva vieții zbuciumate găsim răgaz doar pentru momente de relaxare, curate când și când. Cele mai proaspete preparate culinare, pizza și deserturi. Servire rapidă din vitrina caldă a meniului pe care îl doriți este rețeta succesului nostru. Punem preț din ce în ce mai mare pe serviciile rapide și produsele la pachet. Cu noi, angajatorii care își respectă salariații cu care lucrează, recompensează și cu o masă caldă și gustoasă. Bufet suedez și preparate calde savuroase și variate în diverse locații și pentru orice tip de eveniment. Casa Bistrițeană. La noi minutul prețios contează. O nuntă cam Bovești, în cort, dar ce mai cort? Cam asta îmi doresc. Sună la 0740217956, 0761102556, 0263341087 și programează-ți nunta. Poți să inviți până la 400 de prieteni. În cortul nostru de vis, în cap cu toții să se veselească. Și poți de pe acum să-ți programezi ospățul și pentru anul viitor. Preț meniu doar 85 de lei de persoană. Cu amenajarea festivă a sălii gratuită. Complex Azuro.